Salut! Sunt Alena Radulov și astăzi vreau să vă prezint noua mea lucrare, o nouă creație pe care am gândit-o întâi. Concepția a fost de la acest lucru, că îmi place foarte mult cum meșterițele cu panglici de mătase coase diferite tablouri. Sunt foarte drăguțe și m-am gândit că eu aș putea să fac acest lucru, dar în felul meu, cu argilă polimerică. Și iată, tot ceea ce vedeți acum este făcut din argilă polimerică. Ideea era să fac o floare mare, voluminoasă, pe care să o aplic într-o compoziție cu flori mai mărunte și cu diferite frunze. Și iată ce s-a primit. Acest tablou are și ramă din lemn. Și am înțeles că nu numai cu panglici, dar și din argila polimerică se pot crea tablouri destul de drăguțe. Mulțumesc pentru vizionare!